Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie împreună cu preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, și cu preasfințitul părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanu le-a vorbit credincioșilor despre ascultarea față de Dumnezeu. Să avem această încredere în Dumnezeu și să încercăm să ne trăim calitatea de fii al Lui și de împreună cu Lui. Pentru că cine lucrează cu Dumnezeu are binecuvântare. Când Dumnezeu este cel care ne binecuvântează și ne înmulțește lucrurile în mâinile noastre, așa cum a binecuvântat cele oferite, sau cum a binecuvântat ascultarea Sfântului Apostol Petru, tot așa binecuvântează și ascultarea. Binecuvântează tot lucrul pe care îl face în mine. Dar când omul se depărtează de Dumnezeu și crede că lăsându-l la o parte de Dumnezeu, neglijându-l pe Dumnezeu, ar putea să îi meargă la mine, constată că se găsește în greșeală. Deci să ne punem nădejde pe Dumnezeu și să îi oferim ascultare. După Sfânta Liturghie, cei trei ierarhi au oficiat la troița aflată în apropierea altarului de vară al mănăstirii o slujbă de pomenire pentru părintele Arsenie Boca, de la nașterea căruia se împlinesc 111 ani în data de 29 septembrie. La final, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a vorbit despre viața părintelui Arsenie. La un moment în care ne amintim de părintele Arsenie, care am pomenit pe toți viețuitorii acestei sfinte mănăstiri, care au fost ucenicii părintelui Arsenie, am încheiat cu cântarea aceasta, Hristos a înviat, după ce am zis veșnica lor pomenire, pentru ca să ne explicăm faptul că doar Hristos știe pentru cine trebuie să ne rugăm și cine se poate ruga ei pentru noi. Pentru că pomenirea aceasta nu este altceva decât amintirea, comemorarea biruinței pe care Hristos a făcut-o asupra morții prin învierea sa. Înainte de a fi canonizat un părinte de-al nostru, un sfânt, îi se face ultimul parastas, dar acela ține de rânduiala canonizării. Noi ne gândim cu foarte multă emoție și cu o teamă, dar l-am rugat pe Dumnezeu și îl rugam și pe părintele Arsenie ca să primească el dragostea noastră. Pentru că nu s-a văzut în istoria bisericii noastre o astfel de manifestare, o devoțiune de peste 30 de ani, 31 de ani, continuă și sporită. Dar păcatele noastre, și sunt sigur că părintele n-a vrut și încă nu vrea, până la vremea potrivită în care noi avem o atitudine corectă față de el. În fiecare an, în apropierea datei de 29 septembrie, la Mănăstirea Brâncoveanu sunt organizate evenimente dedicate părintelui Arsenie Boca.